Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă ediție Oameni și Povești. Născută în Moldova de peste Prut, s-a mutat împreună cu părinții în Ucraina de la vârsta de 3 ani, în regiunea Odessa. La 15 ani a venit singură în România pentru a-și face liceul la Galați. De atunci a început să se maturizeze, fiind departe de părinți și ducând dorul confortului de acasă. A continuat în România studiile universitare, pe care le-a urmat în București și s-a îndrăgostit de capitală, unde a rămas până în prezent. De mai bine de 12 ani lucrează în industria petrolieră și de-a lungul timpului a trecut peste mai multe provocări în viață. Când a început războiul în Ucraina, și-a propus să îi ajute pe toți cei care îi cer ajutorul. Sute de refugiați ucraineni au contactat-o și au reușit să fugă din calea războiului. Zilnic, după orele de serviciu, răspundea solicitărilor persoanelor care aveau nevoie de ajutor. Din cauza supra-solicitării, a clacat, dar și-a revenit și a luat-o de la capăt. Aflăm chiar acum cine vine la Oameni și Povești. A fost greu și au fost foarte multe provocări pentru mine. Tata plecând la muncă dimineața, zicându-i mamei, ne vedem de seară și n-a mai fost să fie. Când mi-a descris situația, am realizat că asta e sfârșitul. În momentul în care dorind să ies din casă, tata apărusere și zicându-mi, vin o să te îmbrățișez pentru că cine știe când ne vom mai vedea. Probabil că Dumnezeu ne dă puterea în acel moment când intențiile noastre sunt spre bine. Nu-mi dau seama cum rezistam. Practic aproape 2 luni, dacă dormeam 2-3 ore, dar de undeva îmi venea forță, de undeva îmi venea speranță, de undeva îmi venea lumină, simțeam și vedeam cât de multe nevoie au de susținerea noastră, nu doar prin hrană și îmbrăcăminte, ci inclusiv și o susținere morală de a rezista și de a trece peste această situație. Foarte mulți dintre ei sunt foarte recunoscători și nu s-au așteptat să vadă atâta bunătate și sprijin din partea oamenilor din România. În fiecare zi când mă trezesc, mă întreb, Doamne, astăzi ce trebuie să fac? Dă-mi mesaje ca să urmez calea cea corectă. Astăzi la Oameni și Povești o cunoaște mai bine pe Adela Burca. Bine ai venit, Adela! Bună ziua, bine v-am găsit! Îți mulțumesc tare mult că mi acorzi acest interviu. O poveste de viață foarte frumoasă, impresionantă. Ești un om care sare în ajutorul celorlalți și o să o luăm treptat. Ne întoarcem în copilăria ta. Te-ai născut în Cahul, într-un orășel din Moldova de peste Prut, dar la 3 ani te-ai mutat împreună cu părinții tăi în Ucraina, în regiunea Odessa. Cum a fost pentru tine primii ani din viață acolo, în Odessa, în Ucraina? A fost o copilărie frumoasă, lângă părinți, bineînțeles. Ești singură la părinți? Nu, mai am 2 frați gemeni. Deci tu ești fata mai mare. Mai mare, da, da. Ok. Și practic acolo ai făcut studiile, școala ce elev ai fost? Da, am făcut studiile, 9 clase. Și pot zice că am avut parte de o educație bună, inclusiv făcând parte din acea clasă ca o predare limba engleză din clasa 1. Ulterior am mai urmat o altă limbă, limba franceză, și totodată am avut parte și de colegi minunați, profesori care
m-au făcut să mă simt bine, să-mi trăiesc copilăria așa cum o știm noi de atunci. La 15 ani ai decis împreună cu părinții tăi să te muți în România și să începi liceul aici, în România. Cum a fost pentru tine această experiență? N-a fost o decizie ușoară, deoarece chiar dacă aveam 15 ani, dar la ideea, la propunerea părinților mei, că propunerea a venit din partea familiei mele, fiind și de origine română, da? Româncă. Și chiar dacă, având 15 ani, realizam că voi pleca de acasă, voi fi în altă țară, într-o altă lume și mă întrebam dacă sunt pregătită, ce mă așteaptă, cum va fi. Totodată pot zice că nici limba română nu o știam atât de bine. Da, o știam, dar totuși existau, erau ca un copil aceste frice, cum va fi, ce fel va fi, unde voi fi și ce am de făcut ca să, bineînțeles, să-i mulțumesc și pe părinții mei. Și ai venit în Galați. Ai intrat la ce liceu? Liceul Vasile Alexandrii, cu un profil uman. Cum a fost pentru tine la început, în primele luni, când ai venit în România? A fost foarte greu. Da, a fost greu și au fost foarte multe provocări pentru mine. Într-adevăr, această barieră de cunoașterea limbii române, pentru că am realizat chiar din prima zi, chiar din prima oră, da, pe care, când a intrat profesorul, și ascultându-l primul minut, prin accent, pentru că nu eram obișnuită nici cu accent, nici cu stil, mod, văzând aceste diferențe, da, deci mi-a fost greu din acest punct de vedere ca acomodare întreg. În general, noi românii vorbim foarte repede. Înțelegeai ceva la ore? Foarte, foarte puțin. Wow. Da. Știți cum era primele trei luni? La un moment dat, deci, am înțeles că pentru a avea performanțe, în primul rând trebuie să mă acomodez foarte bine cu limba română. Și aici am realizat că doar citind cât mai multe materiale, astfel încât îmi voi dezvolta atât vocabularul, cât și scrierea, da. Și efectiv, primele trei luni am încercat să citesc foarte mult și chiar multe teme le învățam ca pe o poezie, pe de rost. Și cum aflai ce teme ai dacă nu înțelegeai mai nimic la ore? Cine te ajuta să-ți spună ce teme sunt? Colegii. A fost o legătură foarte bună spre bucuria mea, spre succesul meu, aș zice. Deci, după toate orele care le aveam la sfârșitul orelor, da, programului de școală, bineînțeles că revizuiam tot ce era pe acea zi ca să înțeleg care sunt acele teme și respectiv unde nu înțelegeam, îmi explicau. Colegii, da. Și învățai și de pe manuale, să înțeleg. Da. Foarte multe pe manuale și cât de mult rețineai ca să poți să dai mai departe profesorilor. Ai avut parte de discriminare? A fost un moment. Da, cred că undeva toți trecem printr-o astfel de situație în viață, ceea ce, zic eu, ne face și mai puternici. A fost o mică discriminare, aș spune, din partea unei profesoare, pe motiv că eram venită din altă țară, beneficiam de o bursă și pe acest segment, cred că mai mult era discriminarea din acest punct de vedere, ceea ce
mă făcea respectiv să am dorința să mă întorc înapoi acasă. Și le-ai comunicat părinților dorința ta? La un moment dat, da. Bineînțeles că țineam legătura cu ei prin telefon, mai mult. Pe atunci nu exista această posibilitate cum pe care o avem la ora actuală. Mai mult era prin telefon și dacă vă aduceți aminte acele cartele în telefon, da. Da, exact, care erau și contracost, da, eram și elevă, nici nu pot spune că aveam foarte mulți bani, da, dar acele minute, 2-3 minute care reușeam să-i contactez, să le zic cum mă simt, la un moment dat am recunoscut și mi-am exprimat dorința să mă întorc înapoi, să-mi continui studiile în Ucraina, din acest motiv. Și ce ți-au răspuns? Mama. Așa e. Mama mi-a răspuns, mi-a dat o lecție pe care o urmez până în ziua de astăzi, și anume mi-a zis așa: draga mea, știu cât este greu, bineînțeles nu suntem împreună, nu suntem lângă tine, dar să ții minte un lucru: orice n-ai face în viață, unde n-ai pleca, cum îți așterni, așa vei dormi. Și ai urmat sfatul mamei tale, ai rămas în România, ai terminat liceul cu rezultate frumoase și ai dat la facultate. Ai luat examenul la facultate în București și ai ajuns în capitală. Cum a fost pentru tine perioada aceasta? A fost o perioadă diferită. Deja trecând la o altă etapă, fiind acomodată atât cu cultura din această țară, cu tradițiile, obiceiurile, oamenii, educația, sistemul de învățământ. Bineînțeles că acele bariere nu mai existau și chiar perioada de facultate a fost o perioadă foarte interesantă pentru mine. Pe lângă faptul că realizam că trebuie să am o educație bună, paralel înțelegeam că pe lângă educație va veni momentul când va trebui să mă pun pe picioare. Să te auto-întreții. Bineînțeles. Și astfel încât, înțelegând cât de mult voi avea nevoie de o experiență și pentru angajare, bineînțeles, paralel, fiind student, am făcut parte, chiar am înființat un ONG pentru tinerii din străinătate, adică mai mult activitățile pe care le făceam erau adresate tinerilor care doreau să vină să facă studii în România. Și era vorba despre tinerii din Moldova de peste Prut. Și din Republica Moldova, și din Ucraina, și din alte regiuni unde erau copii din familii de origine română. Și astfel încât ne-a venit ideea să creăm să dăm drumul unui proiect care se numea Caravana Dmitriei pentru studenții care doresc să vină la studii în România. Caravana care se desfășura, deci, o săptămână prin Republica Moldova, prin toate liceele din Republica Moldova, promovând învățământul din România, da, și sprijinind cu toată informația prin care noi am trecut, da, pentru studenții, elevii și părinții elevilor care doreau. În perioada liceului, cea mai mare problemă ta a fost legată de comunicare, de limba pe care trebuia să o înveți, limba română. Ai depășit această etapă, însă la facultate au fost și alte probleme, au fost probleme financiare. Cum te descurcai? Da, bineînțeles că părinții ne-au ajutat atât pe mine cât și pe frații mei. Tot timpul am beneficiat de ajutorul lor, dar cum
Știm foarte bine legăturile pe atunci, inclusiv și deplasările, da? Adică nu aveam posibilitate efectiv să iau legătura atât de des cu ei. Astfel încât ne descurcam... Cât era bursa ta? 50 de dolari. 50 pe lună. Pe lună. Pe lună. Deci banii aceia trebuia să îi drămuiești pentru hrană, pentru o lună de zile. Corect. Și nu doar. Transport, hrană, transport... acele nevoi care, materiale care trebuiau, cărți, tot ce trebuia și pentru facultate. Da. S-a întâmplat să rămâi fără bani și să nu mai pe ce să cumperi alimente? Da. Au fost momente. Și cum te-ai descurcat? Cum ne descurcăm noi studenții în comunitate, zic eu, noi ajutându-ne unul pe altul. Bineînțeles că uneori împrumutam cu hrana, câteodată fiind studenți, făceam mâncare la comun. Și încetul cu încetul chiar am apelat, adică am încercat să practic, dacă vă aduceți aminte, pe atunci tocmai apăruseră pe piață aceste, mă rog, cu vânzarea produselor cosmetice. Da, da. Deci încercam într-un fel să suplimentez. Da, deci cred că de aici a început mica mea experiență. Da. În business. În business, da, da. Și a fost un început frumos. Practic, anii aceștia au trecut repede, pentru că au fost ani frumoși în studenție. Care a fost primul tău job după ce ți-ai terminat studiile? Primul job mi-a venit ca o propunere, bineînțeles, căutam. Eram în căutare, da, și am fost angajată, am fost acceptată ca asistentă la ambasada Kazahstanului din România. Cum a fost pentru tine perioada respectivă? Foarte interesant, având în vedere și facultatea care o făcuserem, specializarea fiind pe studii europene, practic era parțial ceea ce îmi doream. Într-un mediu diplomatic, un alt mediu, dar un mediu care m-a învățat și din care am avut să învăț foarte multe. Din 2010 ai început să lucrezi în domeniul petrolier și practic într-o corporație. Cum a fost pentru tine această perioadă, din 2010 și până în prezent? Cum te-a schimbat? În primul rând, foarte repede, acum realizez 12 ani, foarte repede au trecut, da. Iarăși pot spune că a fost o trecere și este o altă etapă, deoarece într-un mediu corporatist deja intervin alte nevoi. E nevoie de mai multă flexibilitate din partea noastră, e nevoie de rapiditatea luării deciziilor și acel smart, cum îi zic eu, știți? Și bineînțeles, e solicitant, da, dar este interesant. Între timp, frații tăi gemeni au venit și ei la studii în România, au terminat facultatea aici în București, s-au angajat. Ce s-a întâmplat cu părinții tăi? Părinții mei, da, a fost o perioadă și cu frații mei, continuând, da, să fiu sora mai mare în România, iar părinții au decis să-și schimbe locul de trai, zic eu, și au plecat într-o altă țară din Uniunea Europeană. Să înțeleg că pe când tu aveai 3 ani, părinții tăi s-au mutat în Ucraina, din Republica Moldova, datorită locului de muncă. Corect, da, da, da. Și după ani s-au mutat într-o altă țară din Uniunea Europeană. În urmă cu 3 ani, tatăl tău s-a stins din viață, un moment foarte greu din viața ta. Cum a fost? Ce s-a întâmplat?
Știți, eu am o expresie pe care o aveam, dar am și simțit-o. Cade cerul peste mine. A fost o veste neașteptată, deoarece decesul a fost provocat din cauza infarctului, da, un infart, ceea ce nu erau simptome, da, și s-a întâmplat într-o zi când tata, plecând la muncă dimineața, zicându-i mamei, ne vedem de seară, și n-a mai fost să fie. S-a dus la muncă, i s-a făcut rău și a decedat acolo, într-o țară din Uniunea Europeană. Între timp, fiind în România, fratele tău a primit un telefon și a fost anunțat că ceva s-a întâmplat cu tatăl tău. Tu erai de față. Ce ai simțit atunci? Descrie-ne puțin ce s-a întâmplat atunci. A fost un moment prin care doreai cât mai rapid să înțelegi ce se întâmplă. Acel sentiment că tu ca fiică ești aici, iar părinții tăi sunt la mii de kilometri și dorind să înțelegi ce se întâmplă pentru a ajuta, acele momente efectiv, deci vrei mai mult să te mobilizezi, astfel încât neînțelegând efectiv, pentru că vineau telefoane, primeam informații, adică sunau, dar nu înțelegeam efectiv, nu înțelegeam ce se întâmplă. Astfel încât, la un moment dat, sunând-o pe mama, vorbind cu ea, am realizat că nici dânsa nu primisere informația exactă și am luat decizia să aflu singură adevărul, astfel încât, făcând legăturile prin toate persoanele care ne contactau, să văd ce se întâmplă la fața locului, da? Unde a avut loc decesul. Rapid am luat legătura cu un coleg de-al dumnealui, de-al tatălui meu, cu rugămintea, deci prezentându-mă, sunt fiica, da? Și cu rugămintea să-mi zică ce se întâmplă. Fără emoții, zic eu, la rece, pentru că i-am dat de înțeles că sunt pregătită, ce n-ar fi, dar trebuie să știm adevărul. Și în momentul în care mi-a dat această veste, e acel sentiment unde nu vrei să accepți realitatea, pentru că nici nu ești pregătit, cât n-am zice în viață că suntem pregătiți la un moment dat, că vom rămâne fără părinți. Deci momentul când vine, nu, dacă mă refer la mine, nu sunt pregătită, n-am fost pregătită. Dar în altă ordine de idei eram conștientă că va trebui să mă mobilizez astfel încât să acceptăm și să facem lucrurile să fie așa cum le-a dorit tatăl meu. Și în acel moment, pentru a accepta, adică a înțelege momentul în care colegul tatălui a început să-mi povestească ce se întâmplă, chiar l-am rugat, zic, vă rog frumos, spuneți-mi acum pe moment ce se întâmplă, și când mi-a descris situația, am realizat că asta e sfârșitul. Cine a anunțat-o pe mama dumneavoastră? Eu am luat decizia să o anunț. Am luat această decizie pentru că decesul tatălui
s-a întâmplat pentru mama la 2 săptămâni după decesul bunicii mele din partea mamei. Deci, practic, mama în 2 săptămâni și-a pierdut atât mama cât și soțul. Și am luat această decizie să o contactez, pentru că realizam că era în drum, da, să o contactez și să vină de la mine. Da. Momente foarte grele. Cu cât timp înainte te întâlnisei cu tatăl tău? Maxim 5 zile, da, cu puțin timp înainte, deoarece ei veniseră, adică având înmormântarea bunicii mele, bineînțeles că aveau escală prin București și trebuiau să zboare, maxim o săptămână, dacă mi-aduc aminte, și da, a fost... V-a zis ceva la înmormântarea bunicii legat de felul în care s-a stins din viață bunica voastră și cum dorea el să se stingă în viață? A fost un moment care m-a atins profund, și anume tatăl tot timpul pentru noi, toți trei copii, a făcut tot ce a putut, astfel încât inclusiv, cum zicea el, la bătrânețe să ne deranjeze cât mai puțin. Deci, iar ceea ce s-a întâmplat la mormântare, da, a fost un moment care cred că undeva poate a fost un mesaj pe care noi deseori în ziua cotidiană, nu că n-am vrea, dar se întâmplă să trecem cu vederea peste aceste mesaje care ne sunt date. Bunica a avut o moarte mai, un deces mai greu, adică a suferit, da. Și mi-aduc aminte când ne-am întâlnit cu tata la mormântare, s-a uitat la mine, m-a îmbrățișat și mi-a zis: Adela, nu-mi doresc moarte care să vă facă pe voi să vă chinuiți. Îmi doresc o moarte ușoară. Să nu vă creez necazuri și să nu vedeți cum sufăr. Atât de mult, zic eu, ținea la noi, până și să gândea la acest moment. Probabil văzându-o pe mama, cât a suferit mama, stând lângă bunica. Îți aduci aminte ultimele vorbe și ultimul contact pe care l-ai avut cu tatăl tău? Da. Deseori îmi aduc aminte și mai ales când îmi au rămas bun de la oameni dragi. Era în dimineața când trebuiau să plece și eu, având programul de lucru des de dimineață, am decis în acea dimineață să nu-i trezesc, să-i mai las, deoarece aveau avionul mai târziu. Și în momentul în care, dorind să ies din casă, tata apăruse în fața mea, dorind să mă îmbrățișând și zicându-mi: vin o să te îmbrățișez pentru că cine știe când ne vom mai vedea. Și practic a fost ultima îmbrățișare. Un moment emoționant pentru tine și greu în același timp, dar care te-a conștientizat că momentul prezent este foarte important.
și pe noi toți ceilalți. Prezentul, clipa care o trăim în acel moment, indiferent care n-ar fi ea, că asta ne este dată în acel moment, da? Și să știm să acceptăm momentul care ne este dat. Și totodată să prețuim tot ce avem în acel moment și în mod special oamenii dragi care sunt lângă noi. Foarte adevărat. După acest episod trist din viața ta, a urmat pandemia, ai continuat să lucrezi online, iar pe 24 februarie în Ucraina a început războiul. Cum a fost pentru tine dimineața de 24 februarie? A fost... Deci a căzut o altă bucată de cer. Așa, și zicem... Mai facem și glume, nu? Da. A fost... o dimineață cu foarte multe mesaje. Deci e acel moment când deschizi telefonul, mesajele vin și nu înțelegi la 7 dimineața de unde. Deci fiind bombardată, vorba zice, am realizat că totuși s-a început ceea ce se tot discuta, da? Și înțelegând ceea ce va urma, imediat am realizat că oamenii care sunt acolo vor dori, adică vor fi, nu că vor dori, vor avea nevoia să fugă din calea războiului. Astfel încât am zis așa, bineînțeles că fiind din acea regiune și având foarte multe rude, prieteni de familie foarte apropiați, am realizat că de acum, din acel moment, telefoanele vor urma, solicitările vor urma și mi-am zis așa, că cred că cel mai corect ar fi prima persoană care mă va contacta și va cere ajutor, acea va fi. Nu conta cine. Nu, pentru că în altă ordine de idei realizam că nu sunt doar eu aici în țară, sunt și frații mei, mai sunt și prieteni, care cu siguranță noi, mobilizându-ne cu toții, vom oferi ajutor la toți, cât vom putea, bineînțeles, în limitele noastre, ca om, ființă, fiind. Dar acel moment când am zis primul cine mă va contacta, m-am referit la faptul că îi voi primi în casa mea. Le voi oferi casa mea. Deoarece realizam că spațiul este fiind limitat, iar mai departe vedem cum era în studențime, da? Între ajutorare, între oameni, da? Ne descurcăm să vedem ce se întâmplă. Și care a fost, de la cine ai primit primul mesaj? Primul mesaj a fost de la colega mea de clasă și o foarte bună prietenă din Ucraina, din Reni, da? Care și nu doar, deci eram și prieteni de familie, părinții noștri, prin care mi-a trimis un mesaj de la te rog frumos, dacă ne poți primi pe câteva zile ca un interval de timp pentru a vedea ce vom face mai departe. Răspunsul a fost bună, bineînțeles. Și prietena ta, în 24 februarie, s-a urcat în mașină împreună cu copiii și soțul ei, cu ce bagaj au putut să facă
și au plecat spre România, destinația București. Da, exact. Deci, vă dați seama, nefiind pregătiți, foarte rapid s-a întâmplat totul. Mobilizarea trebuia să fie foarte rapidă. Bagajele, totul doar maxim o oră. Da? Și respectiv și din partea mea realizam sprijinul pe care va trebui să-l ofer, dar paralel continuam să primesc telefoane și mesaje. Și cum gestionai toată această situație? Cred că aici puțin, nu puțin, dar bine m-a ajutat și mediul corporatist în care sunt, acea planificare și flexibilitatea și luarea deciziilor. Rapid am realizat care sunt acele segmente, cum facem, pentru că paralel, pe lângă faptul că noi primeam și eu și frații mei, da, primeam telefoane de a veni în sprijin, de a întâlni persoanele care vin încoace, cum să fie ghidate, totodată bariera de limbaj, da? Mulți care vin din Ucraina au venit și continuă să vină, nu cunosc limba română, puțin engleza, dar în paralel noi fiind aici în România, da, cetățenii, prietenii mei care suntem stabiliți de mult an, de mulți ani am început să ne mobilizăm aici, astfel încât creând grupuri de ajutor și realizând conexiuni, uh-huh. Da. Legături între cei care puteau să ofere ajutor și cei care aveau nevoie de ajutor. Corect. În același timp mergeai la lucru. Acasă deja sosiseră prietenii, cei care aveau nevoie de ajutor. Casa ta era plină, cu toate astea primeai telefoane, sute de telefoane, mergeai la lucru. Cum te descurcai să fii aptă pentru 8 ore de lucru și apoi să oferi ajutorul necesar refugiaților care veneau din Ucraina? Eu zic așa, ceea ce am și observat, când, probabil că Dumnezeu ne dă puterea în acel moment, când intențiile noastre sunt spre bine. Nu-mi dau seama cum rezistam. Practic, aproape 2 luni, dacă dormeam 2-3 ore, uneori singur mă întrebam de unde am atâta putere, forță, dar fiind foarte multe și realizam că nu e momentul pentru mine, da, să cedez, astfel încât realizam că ajutorul trebuie acum, totul e pe moment. Dar de undeva îmi venea forță, de undeva îmi venea speranță, de undeva îmi venea lumină și foarte mult m-a ajutat și faptul că nu eram singură. Din ce în ce, în fiecare zi, vedeam cum se extinde comunitatea, inclusiv și din România, cum vin oameni în ajutor, oameni simple, cetățeni simple, cu bucățică care o au din casă, da? Și acele inimi deschise și toate aceste momente mă făceau să merg mai departe. Care erau cele mai mari nevoi? Veneau mămici cu copii fără soților, pentru că deja ei trebuiau să rămână în țară, să lupte? Da. Ce vedeai pe fețele lor? Foarte multă suferință. Foarte multă suferință. Nesiguranță. Ce vor face? Cum vor face? Nu știau
efectiv nu știau încotro, în ce țară vor rămâne, cum va fi, ce fel va fi, cu copiii. Deci unele momente, undeva m-am regăsit și eu, în unele situații. Și simțeam și vedeam cât de multă nevoie au de susținerea noastră, nu doar prin hrană și îmbrăcăminte, ci inclusiv și o susținere morală de a rezista și de a trece peste această situație. În primul și în primul rând gândul că casa ta, ai fost nevoit să o lași să pleci și neștiind unde. Cum arăta o zi din viața ta de când a început războiul și când ai fost solicitată să acorzi ajutor? Te trezeai dimineață, mergeai la lucru și după aceea ce făceai efectiv? După aceea, da, a fost, ziua era foarte încordată, solicitantă, pentru că realizam cât de rapid trebuiau făcute multe, multe lucruri. Practic, după serviciu, până la 12-1 noaptea, asta făceam. Primeam ajutoare, dădeam ajutoare, primeam, le dădeam. Și le găseai locuințe celor care solicitau, care veneau din Ucraina? Inclusiv și locuințe, grădinițe, multe persoane care au venit dintre refugiați au plecat în alte țări, da? Adică acest sprijin de a se deplasa, da, spre Uniunea Europeană. Uniunea Europeană, alte localități. Apelam, efectiv apelam la toți prietenii care îi aveam, în dependență de nevoia fiecăruia care se adresa, da? Că este un că e un job, da? Pentru că, că e o cazare, că e un bilet de avion, că, este, că e vorba de documente, că e vorba de toate aceste nevoi cu care ne confruntăm în fiecare zi, da? Bine, ne confruntăm, prin care trecem, aș spune eu. Și ajutorul era diferit, cum am și zis, în dependență de nevoile fiecărei persoane în parte. Că e vorba de copil, că e vorba de mamă, că e vorba de o persoană mai în vârstă, că s-a îmbolnăvit cineva, că trebuie dus la urgențe și tot așa. Ai ajutat sute de persoane refugiate din Ucraina. Procentual, cât la sută au rămas în România dintre persoanele pe care le-ai ajutat și cât au mers poate în alte țări? Procentual pe care personal? Da, i-ai ajutat. Bine, acum aici delimităm puțin, pentru că dacă vorbim per total din toți refugiații care au venit în România, mi-este greu să-mi expun punctul de vedere, intră în competența, da, instituțiilor, dar dintre cei, pe, dintre care cei pe, care, pe care i-am ajutat, aș zice în jur de 60% au rămas în România. Mai mult de jumătate au rămas în România. Cum s-au acomodat aici? Ce fac? Pentru unii dintre ei chiar mă bucur. Pentru faptul cum cât de rapid au realizat și au încercat să acomodeze acceptând valorile și țara în care au acceptat să rămână. Diferit. Deci pot spune că fiind categorii diferite, bineînțeles că și eu trecând prin aceste momente, am realizat și realizez că acomodarea nu este
nu e pentru fiecare, da? Dar cei care au decis să rămână, în primul rând, m-a surprins un lucru, chiar m-a bucurat, da? Deci foarte mulți dintre ei sunt foarte recunoscători și nu s-au așteptat să vadă atâta bunătate și sprijin din partea oamenilor din România. Din toate punctele de vedere, iarăși, pe toate nevoile care le-am menționat mai devreme, da? Că e o grădiniță, că e un job, că e... Am rămas surprins, plăcută, de această deschidere. Practic, am văzut și văd în continuare cum deschiderea dintre oameni simple din România și din Ucraina este din ce în ce mai mare. Deci, practic, încep să văd cum se creează această prietenie. Ce zic refugiații ucraineni despre țara noastră, despre România? Este o țară frumoasă, cu oameni frumoși, și căldura pe care au regăsit-o. Puțini s-au așteptat la o asemenea primire. Dar a fost să fie și este să fie. Mulți dintre ei s-au angajat și au găsit aici de lucru și au deschis afaceri? Parțial, da. Deci, cei care au decis să rămână și decid în continuare, bineînțeles că aceste nevoi de a ne asigura pâinea, da, deci își caută, o parte din ei se angajează, s-au angajat chiar, o parte încearcă să-și deschidă, să-și aducă, practic, activitatea care o aveau acolo, să o aducă în România, iar domeniile sunt diferite. Ca un exemplu, în sfera de beauty. Deci, de frumusețe. Da. Multe, foarte multe femei, domnișoare, venind din Ucraina în România, au început să-și ofere aceste servicii pe parte de înfrumusețare care, din punctul meu de vedere, sunt de calitate și sunt bune. Un alt domeniu, handmade-uri, da? Deci acele care le știm noi, lucruri manuale. Din domeniul comerțului, da? Adică, iarăși, business to business, industria mobilei, la fel, încearcă să o integreze. Practic, asta se întâmplă. Dacă ne referim la mediul de afaceri și care sunt acele activități, da? Care, fiind acolo, încercând să le aduc aici, în România, adaptându-le, da, și adaptându-se la condițiile și regulile care sunt în această țară. Doresc să rămână pe termen lung în România? Da, o parte da. Totul depinde de perspective. Pentru că ceea ce se întâmplă la ora actuală, vedem foarte bine că nu avem de unde ști cât va dura, până unde va merge. Dar în altă ordine de idei și mobilizându-ne pe ceea ce avem astăzi, văzând totodată dacă sunt perspective, da. Mai primești solicitări pentru a ajutora persoanele din Ucraina? Încă vin? Vin, dar deja fiind alt tip, să zic așa, de solicitări. Că deja trecem la un alt nivel. Da? Deci primele 3 luni majoritatea practic care s-au trezit, da, sau au fost nevoiți să se refugieze în primele 3 luni, zic eu, o mare parte deja au și făcut-o, iar acum
vorbim de acest proces de acomodare pentru fiecare dintre ei care sunt sau că în România sau în altă țară. Da? Deci deja solicitările care vin sunt de o altă natură, da? Prin diferite proiecte care se desfășoară aici în România pentru copiii din Ucraina și pentru refugiații din Ucraina. Sunt diferite proiecte, da? Atât pentru copii, proiecte culturale, inclusiv am făcut parte acum o lună și jumătate, da? Deci am organizat împreună cu două organizații, una din România și alta din Ucraina, forumul femeilor din România și Ucraina, prin care am încercat să identificăm aceste nevoi de care au nevoie, cu care se confruntă, da? Și doamnele din Ucraina fiind refugiate în România și respectiv noi aici, da? Femeile din România, prin ce putem să le ajutăm, astfel încât să creăm o comunitate de femei între noi, o comunitate de întrajutorare, din mai multe puncte de vedere, zic eu. Adică palierele sunt diferite, atât culturale, sociale, educative, cât și de business. Nu putem exclude. Mai aveam foarte multe întrebări să-ți adresez, Adela. Suntem la finalul emisiunii. Aș dori să închei întrebându-te cum te-a schimbat pe tine toată această experiență de când a început războiul în Ucraina și felul în care tu ai răspuns solicitărilor venite din regiunea Odessa. M-au maturizat și mai mult. Și mai mult am conștientizat și am realizat cât de mult contează momentul prezentului. Da, este bine să ne facem, să avem planuri, este bine să avem speranțe, speranța moare ultima, dar în altă ordine de idei foarte mult contează ceea ce facem noi în fiecare zi. Pentru că zic eu, toate acțiunile noastre care le facem în fiecare zi, de fapt și este viitorul nostru. Fiecare din noi, cât de puțin, dacă facem lucruri, poate câteodată ni se par că sunt lucruri minore, sunt lucruri mici, dar dacă încercăm și vin din tot sufletul și mersul a tot ce se va întâmpla, da, inclusiv și asigurând prin acele activități care le facem și viitorul generației care vine. Deci am înțeles cât de mult contează să ne concentrăm pe ceea ce sunt eu, da? Pe starea mea și respectiv la rândul meu ce pot face. Pentru că deseori, în ultima perioadă, mi-am pus întrebarea care este misiunea... Bine, misiunea e prea... Deci care este ce pot face eu? Da? Bine, sunt pe acest pământ, Dumnezeu e cu mine, e în sufletul meu, îl simt permanent, dar prin mine, da? Ce trebuie să fac? Ce să fac? Și permanent caut aceste întrebări. În fiecare zi când mă trezesc, mă întreb: Doamne, astăzi ce trebuie să fac? Dă-mi mesaje ca să urmez calea cea corectă. Poate nu știu tot timpul, dar ajută-mă să înțeleg. Extraordinar. Îți mulțumesc tare mult, Adela, pentru acest interviu. Felicitări, Dumnezeu să te ajute în toate, să-ți dea sănătate și să auzim de bine. Cu Doamne ajută pentru toți. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi, vă aștept și data viitoare la aceeași oră când vom descoperi împreună o altă poveste de viață impresionantă. Până atunci, trăiți viața cu folos. Numai bine!